Este sfârșitul primului secol, înaintea erei noastre, iar tânărul Imperiu Roman era în plină expansiune. Era o perioadă de pace, de dezvoltare și de prosperitate. Iar toate aceste lucruri ar putea fi spuse și despre provincia romană, Siria, condusă de guvernatorul Publius Quintilius Varus. Funcția de guvernator era echivalentă cu cea de administrator, deși ocazional Varus mai trebuia să ducă și câte o campanie militară pentru a ține totul sub control. Avantajul cel mai mare în a fi guvernator era că puteai trece o parte din încasările din taxe pe numele tău, cu alte cuvinte, te îmbogățeai nefăcând nimic. Bineînțeles că trebuia să-i trimiți și un cadou consistent împăratului Octavian Augustus, dar sigur aveai de unde. Se pare că Varus era așa eficient încât după ce și-a terminat mandatul de guvernator al Siriei, Octavian l-a remunerat cu altă provincie, Germania. Problema era că Varus nu era tocmai pregătit pentru o asemenea provincie. Germania era fix opusul Siriei, o provincie săracă, nedezvoltată, plină de triburi războinice cu un grad foarte scăzut de civilizație. Varus avea un sprijin de nădejde în guvernarea sa în Germania, pe nume Arminius. Arminius era un nobil german care crescuse la Roma, efectuând chiar și stagiul militar în armata romană, ajungând la un moment dat să comande trupele auxiliare ale Imperiului. Varus avea încredere absolută în nobilul german, iar asta îi va aduce și sfârșitul. Revenind la guvernarea lui Varus, acesta a aplicat aceleași metode precum în Siria, cerea taxe mari în bani pentru a-i trimite împăratului partea lui din bani. Așa cum am mai spus odată, iarna nu-i ca vara, iar Germania nu-i ca Siria. Triburile germanice nu aveau bani, cel puțin nu cât cerea guvernatorul. Insistențele și persecuțiile guvernatorului au alimentat și mai mult ura germanicilor față de ocupanții lor. În toamna anului 9 după Hristos, cele trei legiuni romane din Germania pregăteau mutarea curții guvernatorului mai aproape de granițele Imperiului, pe lângă râul Rin. Arminius a insistat foarte mult și într-un final a și reușit să-l convingă pe Varus să urmeze un alt drum față de cel obișnuit, pentru a trece prin teritoriile unor triburi care amenințau să se revolte în iarna ce urma. Varus probabil s-a gândit că nu e mare scofală, o incursiune rapidă, capturarea unor sclavi și altor bunuri, în același timp scăpând și de o potențială răscoală, așa că a acceptat propunerea nobilului german. Drumul lor ducea prin pădurea Teutoburgică, iar când experimentatele legiuni romane au ajuns în acea zonă, Arminius a primit permisiunea să se ducă înainte în recunoaștere. Din păcate pentru Varus și pentru legiunile romane, Arminius plănuise în tot acest timp eliberarea Germaniei de ocupația romană, unind în secret mare parte din triburile germanice, care altminteri s-ar fi aflat în conflict între ele. În timp ce intrau în pădure, coloana de 20 de kilometri de legionari care mărșăluiau a fost atacată în sute de locuri în același timp de către războinicii germanici. Legionarii romani au fost luați prin surprindere, mulți dintre ei nici nu erau echipați de luptă și chiar dacă ar fi fost, nu ar fi contat. În pădure nu aveau loc să formeze formațiile lor de luptă cu care puteau înfrânge orice armată din antichitate. Iar în lupta corp la corp, războinicii barbari au distrus în totalitate trei dintre cele mai experimentate legiuni pe care Roma le avea la dispoziție. În timpul măcelului, văzând că nu mai există nicio șansă de scăpare, Varus și-a luat propria viață. La auzul veștii despre măcelul din Germania, se spune că împăratul Augustus nu s-a mai tuns sau bărbirit timp de luni de zile, iar în următorii ani de viață, noaptea la vila imperială, l-ai fi putut auzi pe împărat cum striga Quintilius Varus, dă-mi înapoi legiunile! Romanii nu au mai îndrăznit vreodată să cucerească regiunea, dar au întreprins mai multe campanii de represarii împotriva lui Arminius, iar la fel ca în cazul așa zisului unificator al dacilor, a fost ucis de ceilalți nobili germani, care se temeau că Arminius urmărea să ajungă rege. Dacă Varus nu ar fi făcut greșelile de a guverna Germania ca pe o provincie civilizată și de a avea încredere aproape orbește în Arminius, poate că istoria Europei și a lumii ar fi fost cu totul alta. Dar acum propun să trecem la o greșeală care a ucis Imperiul Roman. Cel de răsărit, cunoscut mai degrabă sub denumirea de Imperiul Bizantin. Suntem în 1452, deci Imperiul nu mai avea măreția și întinderea de altădată, păstrând doar ducatul de Morea și o bucată de pământ în jurul capitalei, Constantinopolul. Așa arăta Constantinopolul, cândva, pentru că în 1452 arăta așa. Orașul se afla, la fel ca și Imperiul, într-o continuă stare de degradare. Cândva se regăseau peste 1 milion de suflete în capitala imperială, pe când în secolul XV abia dacă mai trăiau 50.000 de oameni. Marea armată a bizantinilor, care cândva număra 10.000 de soldați, acum abia ajungea la 7.000 de soldați, iar cel care a fost sortit să conducă Imperiul Roman în ultimele clipe de viață a fost Constantin al XI-lea,
Dar ce a ținut în viață Imperiul Roman și implicit Constantinopolul în toți acești ani, având în vedere că a fost asediat de foarte multe ori, iar de un secol era înconjurat de otomani? Zidurile Teodosiene, numite după împăratul Teodosiu al II-lea, care în secolul al V-lea a construit zidurile duble, inexpugnabile, ale Constantinopolului. Aceste ziduri nu au fost niciodată cucerite, până în 1452 cel puțin. Dacă împăratul romanilor era Constantin al XI-lea, îl avem în partea opusă pe împăratul turcilor, Mehmed al II-lea, în vârstă de 20 de ani și abia venit la tron cu un an în urmă. Tânărul sultan, care va scrie istorie, va construi de cealaltă parte a Constantinopolului o nouă cetate, Rumelii Hisarii, sau cetatea de pe pământul romanilor. Prin construirea fortificației, își arăta intențiile de a încerca la rândul său, precum au încercat și înaintașii săi, să cucerească orașul lui Constantin, în același an începând și pregătirile militare pentru asediu. Mehmed a trimis o garnizoană puternică în Morea să împiedice orice ajutor militar bizantin din acea regiune să ajute Constantinopolul în vreun fel. În același timp, împăratul romanilor cerea ajutorul creștinilor din Europa, însă era un moment foarte prost. Franța și Anglia încă se luptau în războiul de 100 de ani, Sfântul Imperiu Romano-German se afla într-o continuă stare de război civil, spaniolii erau ocupați cu reconchista împotriva musulmanilor din peninsula iberică, iar poate cele mai importante state aproape de Constantinopol, Ungaria și Polonia, fusese grav afectate militar de înfrângerea suferită la Varna în 1444, de către tatălui Mehmed, Murad al II-lea. Otomanii au mai asediat de 4 ori Constantinopolul în trecut, însă niciodată nu au reușit să treacă de impunătoarele ziduri. Însă de data aceasta, Mehmed avea un avantaj. La curtea imperială din Constantinopol se va înfățișa un armurier sau inginer cu numele de Orban, originar din Brașov. El realizase planurile pentru construirea unui turn gigantic și altor piese de artilerie cu care bizantinii să se poată apăra de vasta oștire otomană. Însă Constantin a considerat că transilvăneanul cere prea mult pentru serviciile sale, așa că l-a refuzat. Era evident că Orban urmărea să se îmbogățească de pe urma acestui conflict, folosindu-și talentul și măiestria de a construi piesele de artilerie de dimensiuni nemaivăzute până atunci. Iar cu toate acestea, după ce împăratul i-a refuzat serviciile, nu l-a ucis și nu l-a întemnițat, ci l-a lăsat liber să plece. Și unde s-a dus oare după? Direct la curtea sultanului din Edirne, Mehmed fiind mai mult decât bucuros să-i plătească oricât pentru a-i construi tunurile care vor cuceri Constantinopolul. Se pare că această greșeală le-a fost fatală bizantinilor, pentru că pe 29 mai 1453, Constantinopolul va fi într-un final cucerit de turci din cauza tunurilor care au adus spărturi în zidurile care erau cândva de necucerit. Nimeni nu poate ști ce s-ar fi întâmplat dacă împăratul Constantin nu ar fi făcut greșeala de a refuza pe Orban, sau măcar să nu-i fi dat drumul să plece direct la turcii otomani. Poate că Imperiul Roman ar mai fi supraviețuit, poate doar și-ar fi prelungit decesul inevitabil, iar datorită sau din cauza lui Orban, nu vom ști niciodată.